Mii de români vor să petreacă sărbătorile la munte, în ciuda pandemiei generate de infecția cu noul coronavirus. Unii s-au grăbit să facă rezervările, în timp ce alții lasă organizarea pe ultima sută de metri. Cabanierii îi așteaptă pe toți cu brațele deschise și cu bucate alese pentru toate gusturile. La acest moment, rânca este ocupată de Crăciun în proporție de peste 90%. Camere libere mai sunt în zonele joase ale stațiunii și doar câteva în partea centrală. Cabanele mici au fost ocupate primele pentru familiile care vor să petreacă în cadrul restrâns. Crăciunul, cu mici excepții, este într-o proporție deja de 90-95%. Deci, rezervările respective s-au făcut în special la cabanele cele mai mici, începând din octombrie, de 2-3 până la 5-6 camere maxim, să vină în grupuri mai restrânse de familii și prieteni și colegi de servici, având în vedere pandemia, oameni care se cunosc între ei, care se suportă, care sunt copii împreună la grădinițe, la școli, eu știu, ceva în genul acesta. Noi, cei cu locațiile puțin mai mari, mai avem puțin de suferit, pentru că n-am știut exact toate situațiile, cum se vor desfășura, și nu am dat drumul la rezervări. Dar de Crăciun avem și noi, totul e ok, dar de Revelion mai avem ceva probleme cu rezervările. De asemenea, proprietarii pensiunilor și-au luat toate măsurile pentru protejarea turiștilor. Capacitatea restaurantelor se va menține la 50%, iar în toate spațiile va exista dezinfectant. Avem restaurante nu numai dezinfectante și măsurile de distanțare, avem în restaurant mesele puse la până la maxim 6 persoane, mesele care erau de 10 persoane sunt la 6, care erau de 9 sunt la 5, care erau de 6 sunt la 4, care erau de 4 sunt și 2. Cu distanțare între scaune, între mese, cu dezinfectant și, bineînțeles, cu normele care le-am primit și încercăm să le respectăm, nu numai noi, ci să le impunem și turiștilor, pentru că ei sunt fidelizați, le place la noi. Și atunci, în general, să știți că respectă. S-au făcut rezervări și pentru Revelion, însă incertitudinea restricțiilor i-a determinat pe turiști să aștepte puțin.